Cum te simți după săptămâna de pregătire înainte de primul meci acasă? Mă simt bine, aștept cu nerăbdare meciul și surpriza suporterilor de astăzi m-a încurajat pentru mâine și aștept cu nerăbdare să vină. Chiar dacă nu poate să intre pe stadion, eu zic că o să facem o impresie bună și o să câștigăm împotriva celor de la Poli Timișoara. Picioare grele, a fost câteva luni de pregătire intensă, v-ați revenit. La Bacău s-a văzut puțin pregătirea fizică ca v-a îngreunat efortul. Da, putem să spunem că a fost un meci greu, a fost primul meci. Primul meci contează foarte mult caracterele și iar noi am demonstrat că avem caractere puternice și am reușit să luăm cele 3 puncte. Acum sperăm să creștem de la meci la meci, asta contează cel mai mult, să devenim mai omogeni de la meci la meci și sperăm la finalul campionatului, adică în iarnă, să intrăm în play-off, care este obiectivul nostru, bineînțeles.